aprilie a fost convocat pentru astăzi ședință ordinară. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că din cei 17 consilieri în funcție sunt prezenți. Dau cuvântul domnului președinte de ședințe, Sebastian Gabriel, pentru a prezenta ordinea de zi și a supune spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Bună ziua! Supunem la vot procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? De asemenea, vă rog să mi confirmați dacă ați primit materiale de ședință, inclusiv cu material suplimentar. Da, sigur. Da, avem 16 puncte pe ordine zi, plus 4 suplimentare. Nu, 4, nu, 7. Domnul președinte, nu am obligat. Da, vă rog. Deci, vă rog foarte mult, bună ziua. Puteți să vă distanțați un pic. Domnul Fossi, veniți în față. Dacă n-ar fi loc, aia mai din cu fața la fel. Haideți să mă duc, vă rog frumos. Supunem la propunerea de zi, cele 7 puncte suplimentare, este pentru? Și apoi punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2020. Deci, conform legii finanțelor publice locale 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, deci, înainte de a aproba bugetul anului în curs, închidem exercițiul bugetar pe anul anterior, respectiv pentru anul 2020. Vă prezint pe cele două surse ACE prevederile bugetare și realizările lor, deci conform anexelor 1, 2, 3 și 4 anexate raportului. Deci la sursa A am avut prevederi bugetare de 30.331, realizat 21.964.591. La cheltuieli, el fiind un buget echilibrat, la fel 30.331. realizat 20.269.228, realizând un excedent de 1.709.810 lei. La bugetul din venituri proprii am avut prevederi bugetare de 380.000 lei, realizat 139.131 lei la venituri, la cheltuieli, la fel 380.000, realizat 127.216.000 lei. Deci amintesc că la bugetul de venituri proprii intră piața zonală, grădinița cu program prelungit și încheieri de la sala de sport. Deci propun spre aprobare închiderea exercițiului bugetar al anului 2020. Dacă sunt discuții, Comisia Buget se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se aprobă numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2021 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2022-2024. Deci, conform legii 15 pe anul 2020, legea bugetului de stat, a legii finanțelor publice locale, a legii finanțelor publice, legea 500, deci propunem bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2022, 2023, 2024 în comuna noastră, conform anexelor 1, 2 și 3 anexate proiectului de hotărâre. Vom parcurge un pic veniturile cuprinse în proiectul de buget. Deci avem un total de venituri de 24.702. Ele se compun din venituri proprii, cote și sume defalcate, impozite și taxe de la populație, sume defalcate din TVA, aici sunt cele pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor, sume defalcate din TVA pentru drumuri și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. O altă categorie de venituri sunt subvențiile alocate comunei noastre de la alte administrații publice, subvenții pentru încălzire, subvenții pentru planul de urbanism și și sumele alocate prin proiectele de la fonduri europene. Trecem și parcurgem capitolele de cheltuieli. Deci bugetul pe cheltuieli este de 26.402 lei, în care administrație publică locală pentru număr de 50 de salariați și pentru cei cu funcții de demnitate publică avem un buget de 4.780.000 lei. Cheltuielile de personal reprezintă un procent de 13% alocat din bugetul total. La servicii de evidență a persoanelor pentru număr de 3 salariați se cheltuie 215.000 lei. Transferul caracter general între unitățile de stat pentru centrele specializate unde avem persoane cu handicap 140.000 lei, ordinea publică și siguranță națională 610.000 lei. Pentru învățământ avem un buget de 7.656.000 lei, din care cheltuieli cu bunuri și servicii 1.020 lei, cheltuieli de asistență socială 73.000 lei, iar cheltuieli cu proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 6.098 lei, cultură și religie 165.000 lei, cheltuieli cu asistență socială 2.000 lei, spuneam la ședința pe comisie că ele reprezintă un 7% din bugetul, total buget pe an. Servicii și dezvoltare publică comunală 1.564.000 lei, salubritate și gestiunea deșeurilor 1.200 lei, cheltuieli în domeniul agriculturii 230.000 lei, drumuri și poduri 7.842.000 lei. La bugetul de venituri proprii din sursa ei, un buget de 230.000 lei pe venituri, 230.000 lei pe cheltuieli. Voi da citirea anexei 3 la proiectul de hotărâre. Cuprinde investițiile pe anul 2021, lucrări în continuare, un buget de 9.725.000 lei, lucrările noi 3.852.000 lei, și alte cheltuieli de investiții, 344.000 lei, plus proiectul european pentru școala Hăgheac, 98.000 lei. La lucrările în continuare, modernizare drum DN12A, Canton Silvic și pod peste Pârâul Larga, proiect PNDL, un buget de 3.250.000 lei, reabilitare, modernizare, extindere și dotare școala Dofteana, proiect FOR, 6 milioane de lei, proiect înființare rețea gaze naturale 20.000 lei, grădinița cu 4 grupe P+1 cu Cuiez, Comuna Dofteana, cofinanțarea noastră 390.000 lei, plan urbanistic general 35.000 lei. Parcurgem lucrările noi din comuna noastră în anul 2020 propuse, modernizare străzi prin asfaltare în Comuna Dofteana 2.035.000 lei, lucrări de reparație, reabilitare și consolidare pod peste Pârâul Seaca, 660.000 lei, lucrări de apărare mal drept Rotuș, confluență cu Pârâul Larga și pod peste râul Rotuș, 659.000 lei, reparații capitale cobor asfalte cu Cuieț, 10.149 și centru cu Cuieț, Comuna Dofteana, 427.000 lei, reparații capitale strada Pârâul Bogății în sat Bogata, 71.000 lei, alte cheltuieli de investiții, dotări media și alte materiale de birotică 40.000 lei, ecran LED, foto, video, audio 50.000 lei, autoturism 70.000 lei, dotări tractor, remorcă, motocultor cu mecanism de transmisie și bară de cosire 184.000 lei și dotarea școlii cu echipamente IT, proiect de ruga prin gal 98.000 lei. Astea sunt cele 3 anexe la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect, vreau să punem la vot. Comisia a ales favorabil 7 voturi pentru. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se votează numărul de 7. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind scăderea deviențelor fiscale asume o constituție a membră a unui contribuabil precedat, botezat în numai Adrian. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Avizul comisiei. Avizul comisiei. Favorabil. Împotriva, abține să aprobă cu numărul 17. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 10.000 de lei, reprezentând cotizația anuală către Dofteana. Trebuie să o vireze în contul galbarea mutării pentru anul 2021. Comisia Buget? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținem. Dacă nu putem greșeală. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui tractor de 50 de cai cu cabină, a unei remorci de 6 tone cu 2 axe, pentru dotarea serviciului de salubritate, gospodărie și dezvoltare comunală, din cadrul aparatului contractual al primarului Comunei Dofteana. Domnule primar? Da, încă o dată vă spun bună ziua. La lista de investiții și bugetul pe care a fost prezentat de către doamna contabil Aurica Pintilie, ați văzut că s-a supus spre analiză și aprobare valoarea unui tractor, așa cum v-am promis, să achiziționăm un tractor pentru colectarea gunoailor produse din demolări și biodegradabile care vor fi duse la o groapă de gunoi autorizată. Eu aș da doar citire la valorile respective și la ofertele pe care le avem până astăzi la tractor și celelalte investiții care intenționăm să le facem în decursul anului 2021. Și încep cu tractorul, așa cum se vede și proiectul de hotărâre. Deci tractorul cu tot cu TVA, da? Plus remorca, dar acestea sunt trecute... Tractorul cu remorca, da. Tractorul cu remorca costă 160,650. Da. Deci 1.600.000. Tractorul cu remorca. Remorca, din ofertele ceea ce avem noi, este o remorcă de 6 tone mare cu 2 axe, cu basculări pe 3 părți, și laterale duble. Tractorul este de 50 de cai putere, de așa natură să putem să ne desfășurăm activitatea noastră. Iar aici, la proiectul de hotărâre, avem și motocultorul, da? Da, 21.500. Motocultorul este multifuncțional. Multifuncțional care se poate anexa la el tocător de tot felul de creni și alte produse care sunt. Totodată se poate anexa și măturător de stradă sau chiar și freză de dezăpezire. Deci am o listă aici și aș vrea să vă dau citire la toate investițiile pe rând care o să le facem noi, valorile care să le știți și dumneavoastră pentru o bună transparență între Consiliul Local și Executivul Unității Administrative Teritoriale Dofteana. Da, dacă aveți discuții, vă rog. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Potrivă, se aprobă cu numărul de 17. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui tratament privații la casa satului din satul Cucuiești, situată în intraminalul satului Cucuiești, data la codului numărul 100, Comuna Dofteana, județul Bacău, atestată prin hotărârea Consiliului Local 81 din 2020 la domeniul public al Comunei Dofteana. Dar dacă îmi permiteți, domnul președinte, dacă câteva explicații, în proiectul dumneavoastră de hotărâre aveți branșamentul electric separat sau aveți și dotarea? Doar branșamentul. Da. E vorba despre branșamentul electric de la Casa Satului, în care intenționăm să branșăm Casa Satului cu putere instalată de 380. Deci 380 de kW. Intenționăm să montăm și o centrală termică electrică, iar cu o putere de 2,20, așa cum avem la ora actuală, nu putem să facem față și să avem capacitatea care ne așteptăm noi de încălzire. Deci lucru pe care vă supun spre analize și aprobare, să racordăm casa satului cu puterea instalată la 3,80. Aveți trecut undeva valoare, doamnă? Din câte cunosc, valoarea aproximativă de 5.000 de lei, deci 50 de milioane, dar în ultima lege, ultima ordonanță de guvern care a fost dată și aprobată de către ANRE, înțeleg că investiția, ceea ce o facem noi acum, eu nu ne va rambursa sumele de bani în termen de 5 ani de zile. Așa prevede locul. Deci noi investim acum, în baza legii și documentația care o depune, ne va rambursa aceste sume de bani în termen de 5 ani de zile. Discuțiile. Dacă sunt și alte discuții, Comisia Buget. Aveți favorabil și aprobat. Supunem la vot cine este pentru. Potrivă, abține. Să avem un număr de 17. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea balastării străzii Teiului, tronson 2, de la intersecția cu strada Pieții până la drumul minimum de exploatație pe o lungime de 1300 de metri și o lățime de 4 metri. Da, dacă îmi permiteți, strada Teiului este acea stradă care a rămas neasfaltată între drumul agricol, drum de exploatație agricol, care a fost tăiată de către cei de la Uniunea Europeană, până la intersecția cu strada Pieții, acolo unde are mare sare o afacere. Deci este pe o lungime de 1300 de metri, vorba despre drumul de Vesun, care la inițiativa consilierilor locali de acolo, Mihai și ceilalți, s-a întocmit un referat solicitând și mai multe semnături în legătură cu refacerea acestui drum. Datorită faptului că este nepracticabil, producătorii agricoli din zona respectivă și-au făcut un alt drum lateral de celălalt drum vechi și trece pe proprietățile oamenilor. Nu putem să stăm să nu luăm atitudine și vă supun spre analiză și aprobare. Deci este vorba despre acel drum care are o lungime de 1300 de metri, da? Așa. Și are valoarea cu tot cu TVA, doamna, nu cred că este 120.250 de milioane, dar vă vorbesc în bani vei ca să înțeleagă toată lumea. Așa? Cu piatră concasată și amenajarea drumului. Deci, se îndreaptă drumul, se dă la drept cu autogregerul, cu utilajele care le au la îndemână, apoi se pune un strat de balast, după care cu piatră concasată se compensează, se cilindrează, se compactează tot pentru a putea fi practicabil pe toată lungimea de 1300 de metri, ca cetățenii să poată să-și aducă recurs la agricol, să se meargă la muncile agricole pe acel drum. Până când vom avea și sursa financiară necesară să continuăm acești 1300 de metri, să putem să-l modernizăm cu asfalt. Deocamdată sunt alte priorități. Deci v-am spus și valoarea, dacă aveți discuții, vă rog. Alte discuții? Comisia Buget? Azi favorabil. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Țineri. Se aprobă cu număr de 17 consilieri. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere la rețeaua de iluminat public stradal în unele sate ale Republicii. Domnule primar? Da. E vorba de o valoare de 183,855, despre ce este vorba. E vorba despre câteva referate care au fost întocmite de o parte dintre consilierii noștri, care au dus la cunoștință că trebuie să fie extinsă rețeaua de iluminat public în zona strada Parcului, dacă spun bine așa, acolo unde avem sala de sport, noua sală de sport, acolo unde avem și parcul de agrement și intenționăm să facem și alte investiții. Deja avem toate aprobările, mă refer la cei ce se află la ora actuală prin localitatea Dofteana și aduce fibra optică cu privire la internet. Da, atât la sala de sport cât și la Părculeț au montat niște stâlpi cu aprobarea noastră, stâlpi cromați, în care vor fi pe ei și montați lămpile necesare, iar pe strada Calea Nemirii, da, vom extinde iluminatul public până la ultima afacere acolo unde are domnul Matei. În continuare, celelalte sate care vom completa cu lămpi am spus valoarea, da? Peste 150 de lei care vor fi montate anul acesta la propunerea consilierilor locali, o parte dintre ei. Dacă aveți discuții, vă rog. Alte discuții? Comisia Buget? Aveți favorabil. Supunem la vot cine este pentru. Potrivă la cine se produce numărul 17 consilieri. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind finanțarea la bugetul local pentru reabilitarea flucii cu LED poziționată pe dealul viitoare din satul Picuieți. Da. Deci e vorba despre o investiție de 35.000 de lei, deci 350 de milioane pentru reabilitarea în totalitate a flucii de pe dealul viitoare, care îi depășește 15 ani. Deci se dă tot jos, s-a dat deja tot jos de pe, mă refer la fasonguri, la lând, tot ceea ce există. S-a degresat toată, s-a suplat cu compresorul și se fac celelalte lucrări cu deruginol, două rânduri de deruginol, două rânduri de vopsea alichidică și înlocuirea tuturor instalațiilor și a lămpilor cu LED de pe această cruce, bineînțeles închirierea unui PRB, care nu costă chiar atât de puțin, n-ai cum să montezi chiar acolo, trebuie să facem de așa natură, să scoatem dreptul terenul în plan orizontal, să poată cala și PRB-ul acolo. Bineînțeles că plătim, sperăm ca până la Sfintele Sărbători de Paște să fie lucrarea și gata. Dacă mai sunt alte discuții, Comisia Buget, adică favorabil, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se aprobă cu numărul 17 consilieri. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pentru lucrările de execuție a unui branșament de apă potabilă pe o lungime de 1000 de metri în zona planului Mihnea. Da. Este vorba despre branșamentul de apă, da? Da. Deci se numește branșament de apă. Cei care locuim pe strada din centru, aici, a Comunei Dofteana, cred că ați observat, marea majoritate, că a scăzut presiunea, chiar destul de bine, mai ales sâmbătă, așa cum am atras atenție, se oprește apa și nu suntem informați. Nu erau la pornire, nu era nici două atmosfere. O atmosferă și nici nu mergeam așa în dispare. Dar asta este o altă discuție. Deci, vă supun spre analiză și aprobare branșarea localității Dofteana, mă refer pe strada Soicii, de la sursa principală, de la conducta de apă de 1000, zic bine, da? Care face legătura între Dărmănești, Târgovna și Onești, din câmpul Dofteana, acolo unde avem și asfaltul, da? Și până la PDR 12A, unde ne cuplăm aici, unde are doamna Gina Capră, da? Exact. E vorba de 1000 de metri. Da? Pe PE de fi 110 cu minimum 10 W rezistență, PN10, da? Așa, care are o valoare, unde mi-ați arătat, doamnă? 152,268. Deci cu săpat, cu PE, cu acoperit, cu strat de nisip de desubt, deasupra, cu fitingarea, e tot ce există, deci e 1.520,68, da? Asta ne va costa. Se numește branșament, deci ne branșăm de acolo în conducta principală care va veni prin centru și totodată vom închide ventilul, da? Da. La biserica 2 Dofteana, în zona respectivă, suntem raportați de acolo și ne ducem direct pe Ștefan Vodă și pe Seaca, vom închide ventilul să nu mai vină în Dofteana deloc. Acolo este un inel în care o ia pe la Copri și la Vade, pe ulițe celelalte și aprovizionează. Și atunci se meargă toată presiunea către Ștefan Vodă. Reglăm acolo, iar de aici ne branșăm direct din câmp de la sursa principală. Și apa va veni la Vade și în condițiile astea vom regla situația în localitate, mai ales pe strada principală. Da, dacă aveți discuții. V-am spus și valoarea tot ce e. Supunem la vot cine este pentru. Comisia Buget. Aveți favorabil. Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB. Da, dacă am permiteți, care este valoarea de 15.000? Cât? 15.000. Anul 2021 la fel am avut? Nu. Nu. Mai să știți destul de bine că suntem membri în ADIB, Autoritatea de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, care ei sunt deasupra celor de la CRAB, sunt mai sus decât ei, iar ADIB-ul gestionează toate aceste fonduri europene împreună cu CRAB-ul, în legătură cu canalizare, în legătură cu adopțiune de apă potabilă și totodată dacă suntem membri în ADIB, uitați că de anul acesta, în funcție de numărul de locuitori, și s-a mărit cotizația noastră de 15.000 de lei pe an. Da, dacă aveți discuții. Dacă sunt discuții, aveți comisie văzut? Nu se poate pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se aprobă cu numărul de 7. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei estimative 30.000 de lei cu TVA pentru dotarea casei satului din satul Cucuieți, strada Valea Codul numărul 100, cu alocarea de Bacău, atestată prin hotărârea Consiliului Local 81/20, în domeniul public al Comunei Dofteana. Da. Deci e vorba despre casa satului. În afară de faptul că vom trage un branșament electric putere instalată 380, unul referate făcute și depuse de către o parte din consilieri, mă refer în general consilieri din satul Cuieți, Spăială, Clopotarul, Orcozie și Cazacul, care au dus la cunoștință executivului primăriei Dofteana faptul că acolo trebuiește dotată această casă a satului cu veselă, tot ceea ce se numește veselă acolo, frigider, paragaz, butelie, chiovetă, apă potabilă, tot ceea ce există în dotare, și am estimat suma de 35.700, da? Cu tot cu TVA. 30.000 de lei fără TVA. Da. Deci toate dotările acestea s-a estimat, are la achiziții publice niște oferte și în condițiile astea vom dota casa sa. Discuții. Acum mai sunt și alte discuții. Comisia Buget. Avis favorabil. Supunem la vot cine este pentru. Împotriva, țineți să aprobă cu număr de 17 consilieri. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Administrației Naționale a Apelor Române în folosință gratuită pe durata de 20 de ani a următorilor terenuri pentru construcția, extinderea, reabilitarea obiectivelor de investiții, sirene de avertizare în cadrul proiectului QuadMan, Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor, etapa 2. Domnule primar. Da, dacă îmi permiteți, noi am mai luat o hotărâre în acest gen, cred că știți, în anul 2020, dar nu s-a realizat. Acum, în regim de urgență, ne solicită cei de la Apele Române, probabil intenționează ca anul 2020 să facă lucrul acesta toată țara și ei solicită ca terenurile ce le punem noi la dispoziție să fie pe domeniul public. Ați văzut. E vorba despre aceste terenuri, acolo unde face și obiectul, Doamne ferește, dacă va veni apele mari, barajuri și așa mai departe, alte calamități naturale, numai în zonele astea, cum este Bogata, cum este Larga, cum este Cucuieți, Dofteana și așa mai departe. Din motivul acesta, o să pun spre analiză și aprobare, în regim de urgență trebuie să comunicăm cât se poate de repede celor de la Apele Române. Dacă vreți discuții. Alte discuții? Comisia juridică? Comisia juridică a zis favorabil. Ce ați văzut? Supunem la vot cine este pentru. Împotriva, abține, se aprobă cu numărul 17 consilieri. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind intervenirea unor modificări în structura funcțiilor publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dofteana, ca urmare a promovării în grad profesional a unor funcționari publici. Doamna primar? Doamna secretară. Doamna secretară. Da, în urma promovării celor doi funcționari publici, noi trebuie să modificăm structura funcției publice. Deci le-am modificat în sensul promovării în grad. Deci aceste două Chițigure și Dumitraica au promovat în grad și noi trebuie să modificăm statul de funcție ca urmare a promovării acestor funcționari publici. Comisia juridică? Comisia juridică analizează favorabil proiectul și înfățătează. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, ține și aprobă numărul 17 consilieri. Punctul numărul 15, proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de apărare mal drept Totuși, conferința Prâului Larga, Fortătorului Totuși și Larga, Comuna Dofteana, Județul Bacău. Da. Vă spuneam la ședința anterioară, nu știu dacă o să avem și sumele de bani, să putem să facem această lucrare. Uitați că am reușit să o prindem în bugetul pe anul 2021. Din explicațiile pe care vi le-a dat doamna contabilă, reiese faptul de cât de ați observat, avem un buget destul de mare, nu știu dacă am avut vreodată atât de mare, de 262 de miliarde, parcă zic bine, care, bineînțeles, cuprinde și sumele care vor merge direct la învățământ pentru salarii, plata pe bunuri și servicii, plata pe redel. Deci avem un buget, din bugetul pe care avem, am stabilit și am trecut în lista de investiții și acest proiect. E vorba despre malul drept al râului Totuși, unde intenționăm să facem acel zi de protecție către sala de sport, podul, peste râul Totuși și inclusiv drumul care face legătura între Dofteana și satul larg. Valoarea acestui proiect este de 659,094, de 6 miliarde 590 cu tot cu TVA, da? Da. Unde vor veni cele 3 rânduri de avioane îmbrăcate cu beton. Bineînțeles, aici intră și proiectarea, da? Proiectarea, execuția, avizele necesare, care sunt destul de greoaie, că la ora actuală ne aflăm în următoarea fază. Trebuie să cadastrăm pe numele Apelor Române toată suprafața pe care o ocupăm pentru construcția acestui zid. Apoi trebuie să încheiem un protocol cu dumneavoastră, să poate să ne se permite să lucrăm în albea râului Totuși, pe o perioadă cât va avea loc execuția. Și pentru aceste toate trebuie avize, certificat de urbanism, bineînțeles, avizele și proiectul necesar. Deci v-am spus valoarea 659,094. Dacă aveți discuții. Dacă mai sunt discuții pentru acestui proiect, Comisia Buget a zis favorabil 7 voturi pentru. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri. Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de reparație, structură, drum comunal, strada Părul Bogății, N12A, inițiator primar. Domnule primar? Da. E vorba despre strada Părul Bogății, intersecția de aici, la Bogata, de la domnul Guvaș, care ia cândva s-a pus plăci pe aia de beton de către Petrom, ele fiind impracticabile datorită faptului că sunt mai înguse decât drumul, în primul rând. A doua problemă, nu am putut să turnăm asfalt pe ele, pentru că ele se clatină în joacă și trăpa asfaltul. Am stabilit în felul următor. Nu gândeam că pot să realizez acest proiect anul 2021, dar uitați că se va realiza cu ajutorul lui Dumnezeu în felul următor. Mi s-a făcut două oferte. Adică să escavăm plăcile de beton, să le scoagem de acolo, punem piatră compensată, cilindrăm, compactăm și turnăm betonul rutier. Valoarea era de 1.100.000.000, cu tot cu TVA. Ne s-a făcut a doua ofertă pentru asfalt. Când s-a făcut a doua ofertă pentru asfalt, e 70,326, 700 de milioane. Și sunt 320 sau 350 de metri pătrați în proiectelul respectiv. Deci vă supun spre analiză și aprobare. Va fi scoate-se plăcile, o piatră compensată, cilindra compactat, făcută și parcarea de la domnul Popa vis-a-vis de acolo, dar nu este parcarea dumnealui, are dreptul să parcheze oricine. Iar apa pluvială care vine dinspre Mihai Cojan va fi canalizată în baza unei rigore pietonale, făcut subtraversare, tăiem asfaltul, facem subtraversare și o dăm direct în părău care se scurge către râul Totuși. Asta va implica suma de 70,326,98. Dacă aveți discuții. Alte discuții? Comisia Buget? Aveți favorabil. Supune la vot cine este pentru. Împotriva, abține, se aprobă cu numărul de 17. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de reabilitare a fântânii strada Săratul, în fața gospodăriei limitului Spoiară Constantin, aflată pe domeniul public al Comunei Dofteana, sat Cucuieț. Da. În baza unui referat întocmit de consiliere din satul Cucuieț, solicită ca acea fântână să fie reabilitată. Am scris și pe referat, vom pune la dispoziție doar materiale necesare pentru reabilitare. Nu ne apucăm să reabilităm fântână pentru că nu avem cu cine. Iar cât de plântâni sunt în localitatea noastră, care sunt nereabilitate în fața porților cetățenilor, au și obligația să o și întrețină, pentru că dumnealor de apă din ea, iar asta, la domnul Spearu Constantin, e o problemă mai aparte. Au stabilit consilierii împreună cu cetățenii de acolo. Noi punem materiale respective la dispoziție și dumnealor vor reabilita fântărată. Dacă aveți discuții. Dacă sunt și alte discuții, dacă nu supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pentru achiziția unui tub de ciment pentru reabilitarea fântânii cu apă potabilă din strada Covei, aflată pe domeniul public al comunei Dofteana, sat Cucuieț, care deservește cetățenii din zonă. Același lucru pot să vă dau informația, achiziționăm acel tub, îl punem la dispoziție și cetățenii vor face în regie proprie, vor fi reabilitat fântâna pe strada Podei. Alte discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de 15.000 lei din bugetul local pentru susținerea financiară a parohiei romano-catolică din satul Seaca, în vederea întreținerii și funcționării acesteia în anul 2021 pentru realizarea lucrărilor de reabilitare, repararea acoperișului, pe zone de infiltrație și la burlane, dorirea acestora la interior. Da, dacă îmi permiteți, e vorba despre Biserica Catolică, da? De pe Seaca. Biserica Catolică, Seaca. Dumnealor au solicitat și anul trecut o sumă mai mare. Am putut să dăm 40.000 de lei, poate 400 de milioane. Nu am putut să dăm mai mult, pentru că anul acesta aveți mirul, parcă, da? Din episcopul la dumneavoastră și intenționează să reabiliteze acoperișul cu tablă, pentru că curge în multe locuri pe la... Deja ne-am apucat. Pe la îmbinări și vor să vărue și biserica. Au solicitat 50.000 de lei, 500 de milioane. Nu avem sume de bani pentru a putea fi alocate la culte niciun bănuț. Din secțiunea noastră de funcționari și doamna contabilă știe destul de bine, am rupt de acolo 15.000 de lei, deci 150 de milioane, ca ei să-și facă, au, din câte am înțeles, au stabilit cu firma respectivă să acopere biserica să reabiliteze și au stabilit suma de 15.000 de lei. În situația asta a venit să depunem noi garanție, domnule, dacă aveți de unde să ne ajutați și am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință, putem să le achităm manopera. Bineînțeles, dumneavoastră vor prezenta acte justificative emise de către firma respectivă care le va face lucrarea. Deci 15.000 de lei mai mult nu se fac. Nu avem de unde. Da, mai departe. Alte discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abținere, se aprobă cu numărul 17 consilieri. Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de 20.000 lei din bugetul local pentru susținerea financiară a parohiei ortodoxe Cucuieți, în nașterea Maicii Domnului, pentru asigurarea materialului de nos în vederea edificării schelei din interiorul acesteia, pentru aplicarea structurii în altar și în biserică. Da, e vorba despre parohia Cucuieți, care în decursul anului 2020 a început pictura în Sfântul Altar. Pictura a fost terminată, a fost gata. Au mutat schela în interiorul bisericii. Bineînțeles că schela în interiorul bisericii nu poate fi una și aceeași cu cea din Sfântul Altar, datorită faptului că este turnul, care este foarte, foarte înalt și trebuiește cherestea destul de mult. Au luat și anul trecut cherestea, au luat și anul ăsta, mai au de luat, dar nu poate să depășească suma de 20.000 de lei. Deci avem datorie de anul trecut, plus datoria de anul acesta, nu poate să depășească suma de 20.000 de lei. Mă refer la tot materialul lemnos care va intra la schelă în interiorul bisericii. Deci avem datorie de anul trecut la firma care a luat materialul lemnos, inclusiv anul ăsta, și este o continuitate a lucrărilor de anul 2020 pe anul 2021. Bineînțeles, tot materialul acesta, că e vorba despre eglize, e vorba despre dulap, multă cherestea care a intrat acolo, bineînțeles, la terminare ea va fi folosită tot la parohie, în scopul altor investiții pe care vor fi organizate acolo. Dacă aveți discuții. Alte discuții. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 21. Proiectul de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. Primar? Da, așa cum vă spuneam, noi suntem membri în ADIB și totodată la CRAB. În aceste condiții beneficiem și noi de investițiile lor, când va da Dumnezeu să ia ființă canalizarea. Și dacă suntem membri asociați cu toți, orice tarife doresc dumnealor să le pună spre analiză și aprobare, atât în AGA cât și în consiliile locale, ajunge și la noi. Nu e vorba despre tarifele noastre, nu despre apă, e vorba despre apometre, e vorba despre alte servicii pe care le fac ei, înlocuire conducte, branșamente și așa mai departe. Dacă sunt discuții, supunem la vot cine este pentru, împotriva, cine se aprobă cu numărul de 17. Punctul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul de reabilitare, modernizare, extindere și dotare, Școala Dofteana, Comuna Dofteana, județul Bacău. Da. Noi am mai aprobat acești indicatori tehnico-economici la Școala Dofteana cred cu ani, un an, doi sau puțin. Ce se întâmplă la ora actuală? Deci la ora actuală sunt aceiași indicatori tehnico-economici care au fost înainte, nu s-au majorat cu nimic, dar din devizul de lucrări reiese altceva. Ei sunt puși pe capitole fiecare. Cum? Eligibile și neeligibile. Deci rămân aceleași valori. Noi avem o confinanțare de aproape 10 miliarde, doamna, 9 miliarde. Da, așa, pe neeligibil, care trebuie să-i dăm noi anul acesta în funcție de situațiile de lucrări. Săptămâna trecută am avut vizită în teren, joia trecută, de către cei de la ADR Nord Est. Unele lucrări au ajuns la 70%, altele la 90%, altele au doar numai 10% dintre ele, în funcție de, e vorba de instalație electrică, care a fost făcută înaintea tencuierilor, dar de acum încolo urmează tablourile electrice, plice electrice. E vorba de instalația termică, care trebuie și reconstruit canalul termic și centrale trebuie aduse. În funcție de lucrări, fiecare sunt în stadiul lor. Și, încă o dată repet, rămâne confinanțarea noastră la fel cum au fost stabilite și aprobate data trecută, dar ele pe capitole acum sunt diverse și neprevăzute. Deci s-au luat bani de la diverse și neprevăzute, plus din partea noastră confinanțarea, să ieșim la aceeași sumă care am adus-o la cunoștință și v-am explicat-o și cu câteva ședințe în urmă. Suntem în linie dreaptă cu acest proiect. Nu știu dacă va lua ființă anul acesta să putem să ne mutăm în școală, pentru că toate formalitățile sunt destul de greoaie, întrucât urmează de acum încolo să facă achiziția pe dotări. Exact ce am avut și aici, în acest cămin. S-a încheiat căminul, am fost obligat să facem achiziția pe dotări. Când am făcut achiziția pe dotări, cum vedeți, vestiarele alea din inox și rafturile alea de acolo, au fost comandate de o firmă din București care a câștigat licitația, dar le-au comandat în Polonia. Când le-au adus, nu le-au adus bune și au trebuit iarăși să fac o altă comandă, să vină ei și e problemă de durată. Același lucru se va întâmpla și la Dofteana, la școală. În momentul când vor scoate la licitație, procedurile de licitație sunt destul de greoaie. Vine oricine, are dreptul prin lege să vină să înscrie la licitație, să depună oferta, nu o știi, nu o cunoști și apar alte suspiciuni pe parcursul derulării proiectului. Dacă aveți discuții. Alte discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Potrivă, abținere, se aprobă cu numărul de 17. Punctul numărul 93. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției unui autoturism cu o capacitate cilindrică până la 1600 cm3 pentru deservirea serviciilor și dezvoltării comunale. Domnul primar? Da. La ședința de trecută am aprobat, dacă mi-aduc aminte, prin programul Rabla, era vorba de două autoturisme, da? Da. Bun. Acum vin cu același, acum vin cu un singur autoturism, gata, ne cuprinde bugetul. Celelalte erau prin programul Rabla, ăsta e un program normal, să putem achiziționa. Care va fi cel mai rapid, mă refer, și mai convenabil cu sistemul respectiv vom lucra. În cursul dimineții acestuia, la ora 7:30, m-am întâlnit cu doamna contabilă și am verificat o ofertă pe care a fost dată și ieri în ziarul de știptare, puteți să-l vedeți și dumneavoastră. Autoturism, așa cum sunt astea la astea, ca să nu-mi fac reclamă, cum le avem noi, e vorba de 12.990 de euro, deci 13.000 de euro și ne încadram în suma asta, dar să o prin programul Rabla. Acum, prin programul Rabla, nu au alocat vouchere. Nu știu dacă n-a alocat anul ăsta sau dacă va aloca în funcție de bugetul național. Asta se întâlnesc. Să vedem. Și să mai întâlnească și problema dumneavoastră. Bine, poate. Așa. Deci noi să avem aprobare atât prin programul Rabla, cât și altfel, pentru o altă modalitate. Dacă, care va fi cea mai viabilă și mai convenabilă, pe aia o vom aborda. Dacă aveți discuții. Supunem la vot cine este pentru. Potrivă, ține, se adoră punctul de 7. Punctele de pe ordine de zi s-au terminat. Domnule primar, dacă vă aveți viață ceva suplimentară de viață. Deci podul peste Pireu seaca, doamna secretară, a fost data trecută? Nu? Deci vreau să vă vorbesc un pic despre Părău, despre podul de la Ghebuță. El a fost discutat, cred că și luna trecută, nu? Da. Deci acum are, știm acum, are valoarea de 6.500.500.986. Suntem în fază de aviz la mediu. Mi se pare că chiar astăzi din echipă de la mediu. La sedia în depusere, așteptăm avizile până vom face contul. Până vom emite autorizația de construire, cred că durează minimum 2 luni de zile de acum acolo, pentru că dacă nu impede și iar ajungem la Apele Române, e lămurit de situație. Mai departe, vreau să vă vorbesc despre reparația cu covor asfaltic de aici, de la magazin, la Dumitriu, da? Până la rotilă și reparația acolo la Gigel Melinti, postul nostru consilier, da. Vă spuneam atunci că la Melinti, acolo vine o grindă de 20 de metri, adâncă de 1 metru, vine turnat, beton, e scavat asfaltul de acolo pe la anumită porțiune, turnat iarăși un alt covor asfaltic care este degradat și deteriorat acolo. Aici, la rotilă, de la Vasile Hanganu și până la Dumitriu, la fel, va fi plombat găurile respective și un covor de 5 cm de gros de asfalt. Deci, vă spuneam că nu cred că pot să fac. Uitați că acum este trecută lista de investiții, este prins în bugetul pe anul acesta, avem sumele de bani și vom face această reparație. Costul, care este, așa, mă refer, unele avem trecut, da, reparația, așa, vine 446,250, 4.460,250. Da? Atât va fi. Prins în lista de investiții, tot aici e și proiectul. Avem tot în valoarea asta. Avem și o altă ofertă, care ne-a cerut 6 miliarde, da. Deci, totuși, a doua ofertă a fost mai bună, zicem. Așa. Deci, v-am spus despre toate lucrările. Aici ce avem, doamna? Aici se ia, iluminat public. Da. Deci v-am spus despre iluminatul public, v-am spus despre covor asfaltic, v-am spus despre intersecția de la Bogata, v-am spus despre podul de la Ghebuță, v-am spus despre branșamentul de apă de pe câmpul Dofteanei, v-am spus despre drumul de pe câmpul Dofteanei, celelalte investiții care deja au început să deruleze, asfaltarea pe Cărpiliș, pe Saratul, în Dofteana, strada Pinului, alea au fost luate hotărâri, să știi valorile, s-au câștigat, licitații, tot. Deci toate au fost cuprinse în acest buget. Nu știu. Am văzut că toată lumea le-ați aprobat, întrebări mai puține, probabil că ați avut mai multe întrebări în ședințele de comisii. Este un buget destul de bun, cu multe investiții. facem și școala anul acesta, continuăm și grădinița cu program normal. În dimineața asta la 7 am fost prezent acolo și au adus un utilaj cu un manetou care bagă după zidul ăla, bagă pământul. Deci școala va lua ființă, grădinița trebuie să fie gata anul acesta, dar modul cum lucrează, că nu face cine știe, nu? Așa nu se grăbesc. Drumul care face legătura din DN12A până la canton Silvice, am toate promisiuni în funcție și de evoluția vremii, că își va fi asfaltat din DN12 și până în centrul statului la Vânt, acolo, până de Sfintele Sărbători de Paști, în funcție de evoluția vremii. Și celelalte investiții, autoturism, tractor, toate acestea, dacă vă spuneți ceva de bine în țară, poftim? Da, va fi în centrul localității de ONU, 2 ecrane sunt prinse aici, dacă ați observat. Deci e vorba despre 2 ecrane mari, cum ați văzut și în alte părți, Moinești, Dărmânești și în alte locuri, care vor prezenta de toate investițiile. Avem unul care va fi montat probabil într-o săptămână în curtea primăriei și unul în centrul localității undeva în fața farmaciei. Ambele costă 48.480 de milioane, aproape 500 de milioane. Deci nu știu. V-am explicat, v-am dat toate valorile, zicând și crezând faptul că există transparență maximă. Dacă aveți ceva să mă întrebați cu privire la buget, cu privire la aceste investiții, vă dau explicații. Pe parcurs, probabil, le vom mai regla, dar la aceste sume nu se mai poate. Da? Domnul președinte, să rămâneți, trebuie să dați niște acte la doamna contabilă, da? Da. Aveți acolo, doamna secretară. Și aș vrea la diverse, deci să încheia, să am epuizat toate. Da. Să vă aduc la cunoștință, din punct de vedere juridic, cum stăm cu acele procese pe care le avem noi pe rol. Și anume, cel cu Castel, v-am dat explicații în ședința anterioară. Pe data de 29, va fi ultima zi când avem dreptul să facem recursul care se va judeca la Înalta Curte de Casație de Justiție, în funcție de evoluția lui și problemele care sunt, într-un termen sau maxim 2 ore, acolo nu ai dreptul să mai depui alte amendamente sau alte motivări sau alte probe. Deci până pe 29. Asta înseamnă că până săptămâna viitoare recursul veți fi gata și avocatul care l-am ales și ați aprobat și dumneavoastră lucrează la această documentație. Problema numărul 2. Mai avem un proces care s-a judecat pe data de 14/4/2021 cu familia Isaac. Și vă dau pe scurt citire. Soluția pe scurt respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a părâtului Isaac Cărin. Admite cererea formulată de reclamanta Comuna Dofteana în contradictoriu cu părâții Isaac Cărin, Isaac Ion și Isaac Aneta. Constată nulitatea absolută parțială a contractului de vânzare-cumpărare, autentificat de biroul notarului public, nu-i dau nume de ei, doamna, prin încheierea numărul din 25/6/2001, în ceea ce privește suprafața de 220 m², ce face parte din drumul sătesc, 3166, identificată de expert în raportul de expertiză. Deci, asta este prima soluție în prima instanță. Au dreptul în 30 de zile să facă recurs. Știți despre ce este vorba? E vorba despre ulița care duce către domnul Isaac acolo. E vorba de 220 de metri în prima instanță. Noi ar trebui ca acea uliță să o lungim cu 220 de metri pătrați, așa, să ne ducem mai acolo, pentru a putea să desfășoare activitatea vecinii de acolo, care și ei au făcut reclamația respectivă, dar noi am fost cei care ne-am judecat. Vedem ce se va întâmpla când se va soluționa definitiv și irrevocată. Dar asta am câștigat în primul. Mai departe. Aș vrea să știți destul de bine, în anul 2020 am depus 2 proiecte pentru eficiență energetică, adică eficiență energetică la școala Hădea și la școala Cucuiețu. Noi suntem pe locul 14 și 15 din câte cunosc, că acolo este primul venit, primul servit. Am fost la Piatra Neamț cu privire la ADR Nord Est în legătură cu școala de la Dofteana. Am avut o discuție în legătură și cu celelalte 2 proiecte. iar în cursul săptămânii asupra care suntem acum, nu s-o devine, nu dar devine săptămâna trecută, ni s-au solicitat clarificări. Deci el a intrat la evaluare, cel de la ea. Despre Bucureți, până prezent nu întreba nimic. Despre proiectul cu gazele. Am sunat și săptămâna trecută, se află în evaluare, nu avem nicio informație. Până la ora actuală. Despre sala de sport, care deja vedeți că își desfășoară activitatea acolo, copiii, atât din Dofteana cât din alte locuri care doresc ca să vină. Oficial, pe data de 6 mai, vom avea recepția la terminarea lucrărilor. Deci, pe data de 6 mai, obligativitatea primăriei Dofteana au fost și este aceea, punem amplasamentul la dispoziție, bineînțeles, ne va acorda amplasamentul. Obligația noastră care a fost să tragem branșamentul electric, lucru care ne-a făcut și ne-a costat 1.600.000 sau 1.700.000 de am înlocuit și transformatorul de la Guliu. Tot din obligația noastră a făcut parte raportarea la apă potabilă a obiectivul respectiv și mai avem obligație coptarea, nu, să aducem în ziua recepție un expert coptat, deci de către noi care va fi plătit, un inginer constructor de specialitate în construcții civile și industriale. Deci pe data de 6 mai o vom lua în primire oficial. O altă situație, proiectul nostru care prinde rădăcini, care a fost înființată către noi anul 2021, cu colectarea selectivă a gunoaielor menajere. Cel ce răspunde de gunoi menajere este doamna administrator public, care este prezentă aici și nu am invitat la ședință să o laud, dar vreau să vă spun că se implică destul de mult. Iar pentru prima dată în județul Bacău colectăm selectiv de la poarta cetățeanului, numai în comuna Dofteana, inclusiv reciclabilele. Deci ați văzut, au venit când au fost cu reciclabile pe data de 14, da? Da, atunci ar trebui să fie firma cealaltă care trebuia să o aducem. I-am scos pe ceilalți și ea numai de la societăți comerciale care au făcut contract cu societățile comerciale, firma respectivă care vine de la Bacău, iar Romprest, am ajuns la o înțelegere dumneavoastră, predică din poartă în poartă. Până acum era așa, te duceai până la magazin la domnul Triu Cortez, cei din centru, cei de la Unistai, cei la Sirian, însă domnul Piticoiu, trebuia să vii până în centru, sau celălalt de la Coșofres trebuia să vină până la Dumitriu, la magazin să pună 2 milioane. Deci normal că toate erau primarul Apele. Acum, dacă ne-am stins la partea cetățeană, vrem numai ceea ce s-a dus pe data de 14, avem aproximativ 6 tone de plastice, 6 tone acest calcul și greutatea are România, da? Așa? Plus și-au predat la societățile comerciale cartoane, doze și așa mai departe. Deci, i-am implicat inclusiv pe acei de la Direcția Civică în care le-am dat saci, inclusiv cei de la școli, inclusiv cei de la biserici, în baza hotărârii pe care am luat-o anterior ședinței, așa? Și începe să dea rezultate din ce în ce mai bine. Când o să avem și tractorul, vom stabili de comun acord. Ori va merge tractorul în spatele mașinii la Romprest, rămâne gunoiul jos, nu putem să-l lăsăm unde acolo, dacă el este din biodegradabile sau din demolări, îl ridicăm, așa. Peturile le ridicăm la fel o dată pe lună, iar gunoiul menajer de 2 ori, nu, o dată pe săptămână, dar în 2 zile. Da. Și sper să facem ceea ce trebuie făcut, să nu mai vedem localitatea îmbăxită în mizerie care se aruncă peste tot. Nu dau nume. Dar să știți și dintre noi, dintre consilieri, au mai fost care le-au mai amestecat. Cenușa cu bidoane sau invers. Nu merge. Și eu, dacă sunt, rămâne la poartă. Doamna administrator public este aici. Indiferent cine este, nimeni nu este mai presus decât legea. Deci nu colecta selectiv, ați văzut și cu biserica ce s-a întâmplat și așa mai departe. Deci acolo nu am luat. Nu colecta selectiv, nu ridicăm noi. Indiferent cine este el. Pentru că toți vrem și ne dorim să trăim într-un mediu curat, bine amenajat și trebuie să depunem eforturi cu toții ca această localitate să arate așa cum trebuie, să respirăm un aer curat. Pe lunga trotușului, peste totul, au carat, nu vă mai spui, cantități mari. V-au mai făcut și alte lucruri bune. Adică ne-au furat și o cameră în ABD. Dar nu-i problemă. O să găsim. Am găsit și pe cel care o spart oglinda de la Costică Bogațiu. Și-o venit plângând că ea sub soară, o cumpărat alta. O să-l găsiți și pe celălalt de la Bogața. Nu vă faceți griji. Da. Și azi noapte să nu-i furat ceva. Am fost de dimineață la 4. Dar îi vom găsi pe toți. Numai faptul că l-ai prins, vine mama, vine tata și începe să plâng. Doamne, dacă e iertat pe altul, iartă-l și pe meu. Da. Dar de ce? Păi când bea, nu mai știi, îi sparge, ce vede, strâcă. Bun. Deci, din ce motive am adus la cunoștință Consiliul Local? Deci vă rog frumos și dumneavoastră să vă implicați, la fel cum ne implicăm noi cel din executiv, de așa natură, localitatea să arate curată, frumoasă și aerisită. Dacă nu depunem cu toți efort, nu facem așa ceva. Nu vom avea localitatea așa cum trebuie curată. Ați văzut, investind 210 milioane să luăm o cositoare să o să stradă în condițiile în care trebuie să cosească cei de la drumuri naționale. Da. Ei vin cam la sfârșitul lunii august, când iar mai de un metru. Nu, au venit la auziți. Bun. Deci investim ca să putem să anexăm la multicultorul ăla, să putem să anexăm și celelalte componente care nu mai pentru curățenie. Deci nu. Și puteam să facem anul acesta. Dacă nu luam tractor și oamenii înțelegeau altfel, uitați că scuteam aproape 2 miliarde, da? Nu mai luam și motocultor, nu mai luam și alte investiții. Dar nu se poate fără investiții. Deci nu se poate. Deci, cât s-a zbătut doamna contabilă împreună cu mine, să întindem acest buget ca să ajungă aproape pentru toți. În toate localitățile și în toate satele. Iar valorile au crescut peste tot. Mă uitam la tractor și la celelalte, noroc că o luat consilierul juridic și fata la achiziție, o luat de anul trecut, o luat oferte, tot o luat. Acum au crescut toate cu 7%. Mă refer la produsele agricole. Astea sunt tractoarele și gremori și așa mai departe. Dar, deci luăm, cu toate acestea puteam să facem altceva cu bani. Dar nu. Noi investim să avem o localitate curată. Și poate, totuși, zic așa, vom diminua din cantitate de gunoi. Deci de când e doamna administrator public la poarta fiecare cetățean, o scăzut, uitați, de la 25-30 de tone săptămânal, am ajuns la 17-500. 17 tone de gunoi. Deci nu depășim 100 de tone pe săptămână. Nu. Pe lună. Nu depășim 100 de tone pe lună. În condiții în care dădeam 2000 de tone pe an. Faceți calcul, noi nu avem voie să depășim 1000 de tone. Nu avem voie să depășim 1000 de tone pe an. Din motivul acesta ne implicăm, pentru că, vedeți, plătim penalități la fondul de mediu, plătim gunoiul, nu scade factura sub 1 miliard și nu avem, nu ne putem explica. Dacă am face economii anul ăsta, de câteva miliarde, măcar să ne scoate tractorul care am investit din bugetul local, să ne rămână banii aia la salubritate, care reinvestim în continuare. Deci, totodată, vreau să te întreb, ai făcut contractul, Ionela, cu Direcția Silvică? Da, l-am trimis la semnat, să ajungă. Niciodată nu am văzut până acum. Ai făcut contractul cu poliția? Da. Bun. Deci nu există nicio instituție, inclusiv poștă, poliție, Ocolul Silvic, toți facem mizerie, toți plătim. Nu rămâne nimeni. Iar cei care sunt răitatnici, nu ne ridicăm gunoiul. Îl fotografiem și când îl găsim pe malul apelor, exact ceea ce am pățit în Hădeaca cu recent, i-am și găsit. Nu i-am luat gunoiul la poartă, în schimb am găsit aruncat undeva și în mod automat, iar dimineața au venit în genunchi, fac curățenie și le iau de acolo, repede. Bun. Deci, asta vreau să vă spun, că nu scapă nimeni. Nu are cum. O să duc o dată, de două ori, de trei ori, până îl primim. Într-o zi va fi fix, doar sigur eu. Și atunci se vor conforma toți. Să supăr un pic la început, dar sper să le treacă la toți. Deci fac apel inclusiv la dumneavoastră să ne sprijiniți și să ne ajutați și pe noi. Cu ce? Să-i lămuriți pe oameni că aveți contact mai mult, poate, decât noi. Noi nu faptul că stăm numai la birou, dar avem și alte lucruri de făcut, vă întâlniți prin sat, nu mai aruncați pe malul apelor. Sau când l-ai văzut, cu tot respectul pentru ele, nu te supăra. Deci persoana de pe Ștefan Vodă care a luat 50 de milioane amendă. Atât au luat 50 de milioane amendă. Pentru faptul că au dus acolo mai sus de Cătălin Mihai și le-au aruncat prima luare. Atât au luat 50 de milioane amendă. Să înțelegeți. Dar dacă observați, camerele la vedere care le-au pus garda de mediu, le-au confiscat și autovehiculul rutier care au transportat gunoi până acolo. Și dosar penal. Deci să nu riște nimeni că nu mai merge. Lucrurile astea voiam să vi le spun, să vi le aduc la cunoștință, la diverse. Dacă aveți alte probleme, vă stăm la dispoziție. Eu vreau să vă întreb ceva dacă se face. Dacă se colectează selectiv, ne ajută pe noi să nu mai plătim atât la mediu? Deci, din aceea cantitate. În anul 2020 suntem obligați să colectăm 50% din total gunoi. Deci dacă în 2020 am dat 2000 de tone aproape de gunoi, 50% trebuia să fie reciclabile. Și la cele 50% ne plătesc ei reciclabilul acesta. Dar deocamdată noi plătim la reciclabile, e așa Ionela, la reciclabile, cât o la 5 tone sau 6 tone, ne vine, le plătim cu grijă și ne le-au colectat de la poartă. Iar la sfârșit de an, da, vine o redevență înapoi de reciclabile. Bine, nu-i de speriat, dar nu ne mai afectează la fondul de mediu. La fondul de mediu. În ianuarie, acum am plătit pentru anul trecut jumătate de miliard. Da, 500 de milioane, mi-am spus. Bun. Cu 500 de milioane cumpăram remorca, nu? Dacă ne rămân. Da. Aflându-mă la pola largă, am făcut o supraversare acolo, la polul care face legătura peste Rotoruș. Muncitorii lucrau acolo fiind zgomot mult. M-am dat mai departe să pot să vorbesc la telefon. Când m-am dus mai acolo, m-a luat groasa. Am chemat polițistul local și i-am arătat. O sunat imediat, eu am adus 10 saci. Din 10 saci, o umplut 8. Numai cu bidoane. 8 saci. Cât era acolo? Ca să vedeți. Deci, polițiștii locali, dacă vă duceți la ei, în mașina lor, atât personală, cât și poliția locală, au saci și colectează și ei. Unii își face serviciul, așa le-am dat tot felul de dispoziții, nu între bidoane. Dacă tu undeva să dirigezi circulația, cum e la Cucuieți, în curba acolo, la Tanteanica asta, la Uglea, ați văzut și tipul asta de acolo. Și am pus poliția ca să-i adun niște și bidoane de acolo. Deci cu toții trebuie să contribuim la așa ceva. Deci și acasă, vă luați un bidon de ăla, îl agățați undeva într-un gard, acasă, când soborim bidonul de ulei, l-ai pus acolo, când soborim bere sau ce ai vrut. Că nu putem altfel, vă rog să mă înțelegem. O să ajungem și la altceva. După ce oamenii vor înțelege și vor realiza ceea ce se întâmplă cu colectăm selectiv, trebuie să ele și turtite. E volum mare. Știți cât au fost? 3 mașini ai avut? Da. Pe data de 14, 3 mașini. Am sunat eu, domne, ați vrut să colectăm selectiv. Nu mi-ați dat voie să dau cu altă firmă, să duc numai cu Romprest. Bun, corect, vină cu mașini. 3 mașini pline. Și ei impresează 3 mașini pline, dar la 3 mașini nu ieșit aproape 6 tone. Plus și-o ridicat și ceilalți. Au ridicat în aceeași zi și ceilalți, cu Vasile Camară, din contabilele este de colectare a pieturilor stradale. Dacă ați văzut cum s-a vorbit mai sus, vizabil consilier de domnul Vizrobitu și peste tot. Au venit alți, au făcut curățenie. Bine, dar duce, uitați-vă, că duce lângă containerele alea, duce altele. Eu muri găina cu coșul, o pun în plasă și acolo. Da. Și trebuie să le adunăm. Trebuie. Trebuie costul și trebuie oameni și cea mai departe. Deci alte discuții, dacă aveți, alte probleme. Deci pe măsură ce astăzi se vor semna, să v-am tocmit și hotărârea Consiliului Local, va fi avizat bugetul în 2-3 zile, dar până pe data de 23, ca trebuie să ne încadrăm, așa prevede legea. După aia încep să se facă contractele în funcție de ofertele pe care le-am primit și le-am prins în lista de investiții. După ce s-au făcut aceste contracte, începe să producă efecte. Adică, va apărea firma cu iluminatul public, vom extinde iluminatul public, așa cum am promis, în baza referatelor care sunt. Bineînțeles, iluminatul public și la astea care ne aduce acum, tot 3 ani. Am solicitat 3 ani garanții. Orice lampă, timp de 3 ani de zile, s-o var sau s-o defectat, o schimbă și pune altele. 3 ani de zile. Noi am făcut contract în urmă câțiva ani de zile, și acum am achitat, da, dacă zic bine, săptămâna trecută am încheiat, deci nu mai avem niciun fel de datorie la cei ce am avut contract cu Iemirisul. Iemirasul, da, să se numească. Amiras, da, dar ei tot mai au în garanție și la ora actuală. Ei ne asigură garanția și la ora actuală că am avut și cu ei pe 3 ani. Deci va produce efecte acest buget care l-ați aprobat astăzi, pentru care vă și mulțumesc, și o să vedeți pe parcurs că vor începe să deruleze toate investițiile noastre, în funcție de evoluția vremii. Eu zic că este un buget bun, destul de echilibrat, destul de mare și vom face multe investiții. Am 2 proiecte care n-am putut să le realizez anul ăsta. Nu am putut să le realizez. De ce? Pentru faptul că nu am avut bani. Nu împrumut, o să le fac, mai suferă amânare, dar o să le fac. Și vi le spun aici. Este vorba despre podul de la Fofonel, care costa aproape 7 miliarde, 6 miliarde 900 și nu știu cât. Nu e posibil. Și uitați că în fiecare an am investit în el. Săptămâna trecută am înlocuit 2 sau 3 metri de podea, ieri iarăși am înlocuit 2 metri jumătate de podea. Nu putem să mergem. El are structura aia cu moare metalică, dar podele sunt de lemn. Dacă dă Dumnezeu și va fi bine anul viitor, va fi primul proiect. Poate totuși anul ăsta facem măcar proiectare. Să vedem. Și totodată, al doilea proiect este acela prelungirea dispensarului medical cu acele grupuri sanitare care intenționăm să le facem în spate până la vecinii noștri, că încape. Acolo facem grupurile sanitare cu intrare în dispensar. Bineînțeles, în dispensar. Deci astea sunt 2 proiecte care eu mi le-am dorit anul ăsta să le fac și nu s-a putut. Pentru că a apărut pe parcurs reabilitarea drumului ăsta cu podul de la Cuieța, are niște găuri, ne-am tot plombat, n-ai ce să le mai faci, dincolo la rotilul de găuri, dincoace la califera de găuri, în fața cecului gaură, la Dumitriu gaură. Deci nu putem merge așa cum a capăt și în centrul localității. Da. Să dați noi să fie bine. Unele ar fi o rectificare bugetară pe plus, bineînțeles, pe minus, Doamne ferește, așa, să putem să inițiem proiectele și celelalte în toamnă sau de ce să ne apucăm și de... Da. Da. Ați văzut dumneavoastră până la data 31 martie, în funcție de posibilitățile financiare a tuturor celor care au vrut să-și plătească impozitele până la data de 31 martie, care au beneficiat și de acel bonus de 10%, adică reducerea de 10%, le mulțumim tuturor pentru faptul că au venit niște bani la bugetul local. Bineînțeles, le mulțumim și celorlalți care au venit cu restanțe din urmă, că au fost, pentru că au permis executări silite început cu data de 1 ianuarie, se vine la anul 2021 și a început să producă efecte, să vină cei care au fost din diferite motive, nu au agitat, o parte dintre dumnealor au venit. Dar să nu uit, vreau în primul rând să le mulțumesc în mod special tuturor celor care colectează selectiv și predă saci cu peturi, cu plastice, cu doze, cu hârtii. În general, societățile comerciale, Ionela Merișan și-a deschis un grup, parcă ți-ai făcut, și toți îi dă, și eu am gunoi, și eu am peturi, și eu am aia, și eu am aia. Deci știe pe toți, știe la fiecare cum și unde se ducă. Da. I-am rugat să facă poze și să le pună ca să fie un exemplu pentru toți, că fără publicitate nu putem. Deci trebuie să facem un pic de publicitate, să-i dăm exemplu pozitiv pe cei care, într-adevăr, se implică. Și dumneavoastră vă mulțumesc totodată pentru implicare, pentru faptul că ați fost prezentați și ne-ați aprobat și bugetul. Vă mulțumesc frumos pentru toate. Nu mai sunt toate probleme, declarăm ședința închisă.